Adi, toată lumea a revenit de la loturile naționale. Cum au decurs zilele astea de pregătire cu echipa? A spune că au decurs bine. Sunt puține zile pe care le avem să pregătim meciul din Norvegia, pentru că mâine deja trebuie să plecăm și am avut, hai să spunem, două antrenamente. Dar a spune că pregătirea a fost făcută încă din timpul vacanței. În mintea fiecăreia era oarecum meciul ăsta și pe măsură ce ne-am apropiat de partea finală a săptămânii, am început să conștientizăm și să lucrăm din ce în ce mai mult pentru ce va urma să avem în fața noastră în weekend. E un meci dificil, având în vedere că joacă primele două echipe clasate în grupă. Ți-ai fi dorit poate un adversar în limitele acceptabilului, poate ușor mai scăzut valoric? Așa cum arată Liga Campionilor și mai ales cum este grupa noastră, e clar că fiecare adversar este foarte puternic și are multă experiență. Scheletul echipei Norvegiei se bazează pe jucători de la Vipers, așadar există și multă calitate și multă experiență în acel grup. Eu nu mă gândesc niciodată să-mi aleg lucruri, îmi place ca să iau lucrurile din viață exact așa cum vin și orice adversar aș avea, o să încercăm și să facem tot ce putem ca să câștigăm. Două victorii din două meciuri jucate în Liga Campionilor până acum, vine și a treia ar însemna practic o premieră pentru CSM, că niciodată n-a început cu trei victorii în grupe. Asta cu statistica e foarte bună pentru gazetar, pentru oameni din afară. Sigur, cele două victorii sunt importante. Îmi pare rău că n-am putut să facem a treia victorie împotriva lui Rostov, acel meci fiind amânat, dar o să facem tot ce depinde de noi să câștigăm meciul din Norvegia, nu neapărat pentru, hai să spunem, statistica echipei în Liga Campionilor, ci mai degrabă pentru noi. Cât de mult îngreunează pentru tine și pentru fete situația din acest moment raportată la ce se întâmplă cu coronavirusul în Norvegia și cu măsurile de acolo? E o situație foarte, hai să spunem, foarte dură a măsurilor care se iau în Norvegia. După cum știți, o să ajungem acolo la prânz, joi, va trebui să fim din nou testați. Până când nu vor veni rezultatele testelor, nu avem voie să ieșim din camere sau de pe palierul hotelului unde vin cazați. Așa că sunt poate 24 de ore în care nu e cel mai optim program pentru o echipă de sport, dar dacă astea sunt regulile, trebuie să le respectăm. După, sperăm, așa cum avem până acum toate rezultatele negative, să iasă încă o dată, să se confirme și să ne concentrăm pentru meci. E ușor altfel de gestionat această situație decât ar fi în mod normal o deplasare. Dar îmi imaginez că din martie până acum toată lumea este într-un fel de adaptare continuă, așa că încercăm să facem cât de bine putem. Tu și Giulie trebuie să lucrați un pic mai mult în momentul ăsta la psihicul jucătoarelor, strict legate de această situație în Norvegia? Nu, nu neapărat, pentru că nu avem motive de îngrijorare. Am fost, cred că, în ultimele 10 zile testați între 2 și 3 ori fiecare. Toate rezultatele au fost negative, excepte cel al Cristinei, așa că nu avem motive să fim îngrijorați. Tot ce trebuie noi să gestionăm foarte bine este acest lucru, statul prea mult timp în cameră, faptul că se poate duce din efectul acela de adrenalin atunci când mergi la un meci și aia va trebui noi hai să spunem, să echilibrăm foarte bine. Sunt convinsă că toată lumea se întreabă dacă CSM pregătește ceva special pentru Nora Mork, tocmai pentru că a avut-o în curte și probabil e unul dintre cei mai puternici jucători de acolo, mai ales că în ultimul meci cred că a dat 9 sau 10 goluri. Ceva special pentru Nora Morg vom pregăti în momentul în care ne va face să pregătim ceva special în teren. Până atunci știm cum să o tratăm, știm ce plan să avem împotriva ei. Jucătorii de valoare, așa cum știți, întotdeauna pot face diferența, chiar dacă te pregătești extrem de bine la ei, dar să sperăm că noi vom avea un plan foarte bun împotriva ei. Ni se potrivește sau nu să jucăm cu o echipă cu stil scandinav? Oarecum da, oarecum a spune că ni se potrivește, dar există anumite modificări pe care Vipers le-a făcut, mai ales în sistemul lor defensiv și încep să devină ușor mai mobile în apărare, să ia mai multă înălțime atunci în sistem și cred că încearcă și o adaptare a sistemului norvegian la apărările un pic mai mobile. Ai schimbat strategia sau ați făcut altfel lucrurile, având în vedere că nu va fi Cristina alături de voi în Norvegia? Am încercat să ne concentrăm doar pe noi, cei care suntem aici, și cred că avem și valoare și experiență suficientă astfel încât să gestionăm foarte bine situația. Cu siguranță să o înlocuiești pe Cristina este un lucru aproape imposibil în lume, dar sunt extrem de încrezător în fete, în echipă, așa că n-am niciun fel de alt motiv de îngrijorare. O victorie de acolo e dedicație ei?
O victorie de acolo ar fi foarte frumos să o dedicăm ei și ne dedicăm în primul rând, să sperăm că ne putem dedica nouă, pentru că ca și echipă contează foarte mult să continuăm parcursul de până acum. Există vreo temere, mai ales la tine, mă gândesc mai mult decât la fete, că ce se întâmplă acum cu situația asta de coronavirus, ar putea bloca competițiile, atât cele internaționale cât și interne? Să spun că nu-mi trece lucrul ăsta prin cap, n-ar fi adevărat. Sper să nu se întâmple. Până acum Liga Campionilor în cealaltă grupă nu au avut niciun fel de meci amânat. În schimb, în grupa noastră, deja Rostov și Ferencvaros au amânat meciuri. Cred că inclusiv autoritățile tuturor statelor din lună în lună sau din săptămână în săptămână încerc și văd mai bine situația care ne înconjoară. Eu sper din tot sufletul să putem să terminăm competiția anul ăsta până în noiembrie. Sper să se poată desfășura campionatul european din Norvegia și Danemarca. Sper în normalitate cumva, dar într-o normalitate adaptată, e clar.